În prima parte a lunii iunie a acestui an, proiectul Antrenovator a organizat o dezbatere cu tema știința deschisă și educația deschisă, la Școala de Științe Economice din cadrul Universității Politehnice din Portugalia. Evenimentul a subliniat importanța colaborării între instituțiile de învățământ superior europene pentru promovarea științei deschise și educației deschise, iar Universitatea Politehnică Timișoara a avut o contribuție esențială. Universitatea Politehnică Timișoara a fost reprezentată de Radu Vasiu, Diana Andone și Silviu Vert. Intervențiile lor au abordat teme importante precum implementarea și gestionarea resurselor educaționale deschise, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a sprijini știința deschisă și experiențele UPT în promovarea educației deschise. De asemenea, proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul Horizon Europe. Universitatea Politehnică din Timișoara își reafirmă angajamentul de a sprijini și promova inițiativele de știință deschisă și educație deschisă, contribuind activ la dezvoltarea unei comunități academice europene inovatoare și colaborative.